Facultatea de Științe Economice, Medicina, Farmacia și Facultatea de Drept sunt printre cele mai căutate. Candidații care s-au înscris la aceste facultăți urmează să susțină proba scrisă pe 25 iulie. Concurența cea mai mare este însă la facultățile unde admiterea se face pe bază de concurs de dosare. În lipsa examenului scris, aici contează media de la bacalaureat, precum și media obținută în cei 4 ani de liceu. De față, cele mai multe dosare depuse le avem la Facultatea de Științe Economice, aproximativ 740 de dosare, iar totalul dosarelor la Universitatea Ovidius se situează undeva la peste 4200, iar dintre facultățile unde avem examen de admitere ce constă într-o probă scrisă, cele mai multe dosare sunt la Facultatea de Medicină, aproximativ 630 de candidați, de asemenea la Facultatea de Farmacie, peste 380 de dosare, iar la Medicină Dentară, peste 300 de dosare. Absolvenții care nu au apucat să se înscrie la facultate mai au la dispoziție câteva zile până pe 27 iulie. A doua zi se vor afișa rezultatele, după care candidații admiși vor avea la dispoziție 3 zile pentru înmatriculare. Alte facultăți unde admiterea este pe bază de concurs de dosar, înscrierile se vor termina pe data de 27. Ne-am propus ca pe 28, la o zi după ce se încheie înscrierile, să și afișăm rezultatele, iar următoarele 3 zile să fie perioada când studenții se înmatriculează. La Universitatea Ovidiu se fac înscrieri în această perioadă și pentru masterate.